un pic așa. Headshot. Și double kill. Vă sper să nu cad, să nu cad. Oh, era salonec. Hai, vină încoace. Bă, leșinaților, băi. Somnule. Dorm bine? Ah, tu mai vrea să te dormi bine frumoasă. Hai, somn ușor mai departe. Sunt Moș Crăciun. Oh, oh, oh. S-a trezit. S-a culcat. De aici sărim așa, până aici. Mă, mă, cât s-a luat fix. Am furat-o, mă, dorele. Ce mai era de furat? Bă, nu dai vreun părț, da? Ce dragos. N-am spart eu pe aici. Nani, nani, leșinatul lui tati. E leșinat că a tras o bătă în cap. Bine ați venit la Motonelor și poiletele, dragilor. Sau, mă rog, tocmai am fost în safe-ul băncii. Nu băncii, galeriei. Sau ce să zic asta, expoziție de artă. M-am uitat și pe acolo pe sus, am văzut că nu-i nimic. Ia să vedem ce putem face cu o săgeată cu frânghie. De fapt v-am mai arătat, dar tragem unde aici în tavan și ne cățărăm acum, vedeți? Și ne uităm frumos de sus. A rămas ceva? Nu. Acum ne recuperăm și săgeata și plecăm. Am șefuit tot. Vă, să nu mă dați în gând la poliție sau ceva, că tocmai am înjumolit tot de pe muzeul ăsta sau ce asta? Expoziție, galerie. Am văzut, mă, asta? Nu știu dacă văzusem. Pe aici l-am pocnit pe ăsta. Nani, nani, leșinatul lui tati. E leșinat că am tras o bătă în cap. Ok, uite, l-am pus în pat frumos, vedeți ce grijă am de el. Ok, ok. Cred că mai pot să mai ies acum. Ia uite, bă, nu mai pot să mai ies. Incredibil! Ce nu m-a fi pus? Nu puteam stau liniștit? Uite, se duce și păturica. Ia bă, fraiere, și învelește-te! Hai, te ocup singur de asta, nu mai stau după tine. Alright, să ieșim de aici. Deci am furat din galerie tot. Asta ar fi ușa principală, presupun, dar nu putem să ieșim pe ea. Este dezactivată sau... Nu poate fi deschisă. Ce dragos! N-am spart eu pe aici! Nu vă supărați, să știți că nu știu cine e pe aici care sparge. Nu vă uitați la mine! Eu nu știu nimica! Vedeți, mă uit aici și nu... Nu sparg geamurile, că n-am cum dacă nu mă uită. Nu-i spuneți dacă am spart geamurile. Am sfârșit. Hai să ieșim înapoi afară. Asta se face pe la ce etaj? Pe la etajul 2 parcă e un geam. A, și poți să ieși și pe la 1, pe unde am intrat. Deci eu am intrat pe la etajul 1. Iar pe la etajul 2 este un geam. Hai să ieșim pe la 2. Mai simă și noi ruta. Deci am intrat pe la 1 și după aceea la 2 un geam deschis, dar la nu ajungeam ca să intru, dar în schimb ajung ca să ies. Opa! De când a venit o idee? E posibil ca eu să nu fi furat după aici toate tablourile care puteau fi. Hai să salvez aici, în caz că nu găsesc nimic interesant, dau direct încărcare și mă întorc acolo. Alright, alright, deci nimic de furat, nimic de furat, nimic de furat. Bă, se pare că am furat totul aici, bă. Ok, ia să vedem și la etajul 1 dacă am furat tot. Deci era ceva de furat? A, aici nu e nimic de furat. La pater cred că am furat tot. Uite-mă aici, aici. Nu înțeleg. A, pe aici am venit, pe aici am venit. Uite aici, am coborât din turnul ăla aici. Bun. Hai să nu facem asta. Vreau să ies pe dincolo. Pentru că acolo, sus pe clădirea aia, o să mergem pe o clădire. Mai există o cameră undeva, un apartament pe care îl vizităm un pic ca să luăm câțiva bani. Totul legal, totul legal. Nu e ca și cum i-aș fura sau ceva. Haide, frate, a zis că o căzătură de aici o să cam doară, o să cam rănească. A trebuit să fie nasoală. Și ce fac, se întâlnesc acolo sau doar unul păzește și celălalt se plimbă și ia să vedem dacă se duce să dea un pupic. Poate o fi o femeie polițist și se duce să dea un pupic lui nenea sau invers sau ce? A, nu. Na, nu s-au plăcut unul pe altul. Ok, atunci. Uite aici, vedeți? E un apartament aici. E unul care păzește.
ușor. Foarte, foarte ușor în spatele lui. Bă, nu dai vreun pârț, da? Uite, vezi, și pe ăsta îl vindecăm de tuse. Și... 1, 2, 3 și... Alright. Ia să vedem ce reacție au ceilalți când îl văd pe ăsta. E vreunul care e pacip aproape? Dacă îl arunc jos să-l vadă? Nu e nimeni pe aici pe aproape. Ok. Dacă era vreunul, începeau să studieze. Bă, ce s-a întâmplat cu a picat unul de sus. Ia uite pe aici de fără. Farfurie de aur. Sau ce e asta, că așa arată, e galbenă. Sticlă de aur. Ok. Ușurel? Ușurel? M-am chinit să mă cațăr pe astea pe aici, pe margini, pe blocurile astea, dar degeaba. Adică nu este nimic util. Nu știu dacă se înfige săgeata acolo. Cu sfoară. Nu s-a înfipt. Am pierdut săgeata. Noroc că poți să încarci. Ok. Hai să mergem spre casă și în drumul spre casă să furăm tot ce putem, că... Nu mi-am făcut planul! Ah, era să cad! Am apucat, la fix am agățat. Ușurel, te grăbi? Nu te grăbi? Ok. Am avut o emoție acolo. Ia să salvăm, să salvăm. Că nu se știe dacă o nimerez din prima. Bă, cine a mai rămas nouă de vizitat și de furat? Asta e drumul înapoi spre casă, pe aici am venit. Hai să băgăm un pic de viteză, că am colindat deja, i-am pocnit pe toți. Aici am aruncat cu florile. Frumoșilor, unde sunteți? Mai sunteți leșinați? Sper că nu v-ați ridicat între timp. Uite, asta nu s-a ridicat între timp. Ceva de furat pe masă? Bani, ceva, nu? Saving, că iarăși... Uite, n-am murit, dar în schimb... Jocul ăsta se termine pentru că nu aveam voie să mă apropii de stradă. Deci n-am murit pentru că am căzut, ci pentru că nu am voie să ajung pe stradă. Toată ideea jocului este să te menții la înălțime. Să stai tot timpul? Tot timpul pe sus. Mă rog cu bara asta, cum am oprit pe ea. Era o scăricică pe aici care urca. A, uite-o. Alo? E cineva pe aici? A, nu, i-am pocnit pe ăștia. Am furat după aici. Deci asta este terminată zona. E furată tot. Sunt expert. Știu să sar la perfecție. Era să cad, era să cad. Bun, acolo jos nu putem să coborâm pentru că o să pierd jocul. Deci ne întoarcem tot pe aici, până am venit. Bă, am furat-o, bă, dorele, ce mai era de furat? De ce zice jocul că mai am de furat? Aaa, mi-aduc aminte, o petrecere de bucătani undeva. Mergem acolo la ei. O să avem ce lua de la aia. Stați așa, că eu mi-am adus aminte. Nu cădea, nu cădea. Așa. Uite, de exemplu, prin zonele astea n-am fost. Ceva de citit? În niciun caz. Când pornesc jocul este pentru că vreau să mă joc. Când o să vreau să citesc, o să iau o carte. Nu o să pornesc un joc. Și după aici s-ar putea să mai fie. Ia să-mi pregătesc eu bâta să o am. A, nu? Ok. Mi-aduc aminte, eu tant în clădirea din față, dar pentru asta să vezi ce trebuie să facem. Trebuie să sărim pe clădirea asta. Hai mă, urc aici, pe ăsta. De aici sărim așa, până aici. M-am agățat la fix. Trecem peste băiatul ăsta care păzește. N-avem voie să coborâm la el pentru că pierdem jocul. E prea aproape de stradă. Bineînțeles că n-ai văzut nimic, fraiere. Și aici sărim și mai departe. Ce bine doarme tanti. Speak. S-a trezit? S-a culcat. Na, ce faci de că ai căzut după canapea? Hai, stai aici, frumos. Din păcate, la asta nu-i nimic de furat, că văd că... A, uite, ochelari.
Bă, toți aveți ochii la daur. Alright. Ia să urcăm noi pe acoperiș. Urcăm pe acoperiș și intrăm. Stai să nu cad acolo, că e mare. Aici avem o scară, coborâm în partea cealaltă. În alt apartament am intrat pe Hon. Sunt Moș Crăciun. Copiii mei. Unde am ajuns, mă, nene? Ha. Dragii mei, v-am adus cadouri multe. Nu, nimic de furat aici. Vreau să zic, unde aveți locul unde să vă las cadourile, dragii mei? Acolo nu. În partea asta, la altă? Să mai și salvăm din loc în loc, că nu se știe. Unde mă duce, mă, ăsta? Nice. Intrăm în alt apartament pe sus. Uite aici, pe geam. Sper că se poate intra pe geamul ăsta. Da. Abia aștept să ajunge la petrecerea de bogătanță, deși e acolo. Am furat o lumânare, atâta? Asta a fost? Can't go this way. Can't go this way. Mi-am adus aminte că... Da, mi-a spus că să nu mă chinui să o iau pe acolo, că sigur nu o să fac nimic. Ești teoretic, aș putea să mă cațăr. Practic, văd că nu. Ha, uite că am mers. Dar cred că nu e nimic de văzut. Pur și simplu merg degeaba încoa. Să nu cad aici. Domnul polițist, dacă pic de aici, mă luați în brațe. N-aude. Aoleu, surdule. Vorbesc degeaba. Vă sper să nu cad. Să nu cad. Era salonec. Ok. Ușor, nu te grăbi. Nu te grăbi. Harta asta fiind toată pe la înălțimi, trebuie să fii foarte atent tot timpul. Alte hărți sunt normale, adică mergi pe jos, pe stradă, pe trotuar, pe clădiri, până... Dar aici mare parte din acțiune se petrece la înălțime și trebuie să fii foarte atent să nu faci un pas în plus, că ăla ești. Hai să coborâm aici ventilația asta și intrăm prin sistemul de ventilație. Habar n-am unde ajungem, dar o să aflăm în curând. Well, this is a snug fit. Dormiți bine, domnule și doamna? Ăștia-s fără amândoi? Stereo, ia să-i auzim. Ce faceți, mă, aici? Ok, hai să pregătim o bâtă. Hai să lăsăm să doarmă, da, încolo, hai să le furăm de prin casă. Hai, mă, dormiți liniștiți, că nu vă fac nimic. Dar nu vă treziți, ok? Dacă faceți gălăgie, după aia s-ar putea să vă dau. Cred că am furat-o de la ăștia. Totuși așa de distracție, un pic așa. Headshot. Și double kill. Good Lord, a corpse. Bine, nu i-am omorât, sunt doar leșinație. Ok, hai să încărcăm. Deci nu i-am lovit. Sunt în regulă, vedeți? I-am lăsat, nici m-am atins de ei, nici de un fel de păr. N-am zis nimic? Adică am picat? Am căzut? Ia să salvăm de mai aproape de locul ăsta. Așa că trebuie să ne întoarcem. Este așa că ne întoarcem pe unde am venit. O luăm pe altă parte. Uite aici, tragem o săgețică cu sfoară. Și intrăm în alt apartament pe geam. Ok, și... Ok, și acum intrăm pe geamul ăsta de aici. Încercăm să ne recuperăm săgeata. Nice. Someone there. Dorm bine? Tu mai vreau să zici dorm bine, frumoasă. Hai, somn ușor mai departe. Uite, ți-aduc și pe mamaie. Hai, mamaie, vin. Așa, vin încoace. Hai, stai aici lângă fata asta, încălziți-vă una de alta. Ok. Aici nu pot să cobor, nu pot să cobor. Să trecem mai departe, deci am intrat pe partea asta în clădire. Acolo era, uite, soldatul ăla, sau mă rog, cei la care păzește, am intrat pe aici. Acum ieșim pe dincoace. Pe altă parte, în altă clădire. Și aici o să ne cățărăm la fel, deci tragem o săgețică aici, a? E de lemn, să înfige. Ok, și acum ne cățărăm.
Ne luăm și săgeata. Nice. Aici cred că n-am fost. Mă uit cam pe unde am fost, pe unde n-am fost. Dar uite-l iar pe ăla. Acolo, am fost pe acolo, pe sus, pe deasupra lui și n-am coborât la el. Alright, am fost mai întâi pe clădirea aia de acolo, apoi am trecut în aia, bun. Sunt doi băieți aici! Salut băieți! Ce faceți băieți? Cine vine la club de seară? Hei, hei! Vă leșinaților, băi! Veniți mă la club sau nu? Se pare că nu. Ia uite și pe ăștia unde-și fac nevoile, aici vă... Aici dați voi părțuri și faceți ciocolată, mă? Dă-ți seama cum miroase în camera aici? Alright. Mai dăm în același loc afară. Ok, pe partea asta. Cred că o să încheiem aici și continuăm data viitoare. E un nene! Can't a guy nap around here? Hai că te aștept să te întorci aici în întuneric, că dacă ies în lumină mă vede. Hai să-l așteptăm aici după ușă. M-a auzit! Fugi! Hai că te aștept aici în întuneric, frumosule. Da, data viitoare. Hai, vină încoace. Hai că te aștept. Vină încoace, să fierbinte. Da. Trebuie să salvăm. Bă, închide, mă, că vine ăla. Așa, îl pornim data viitoare. Bye, bye! Te-ai uitat până la sfârșit, înseamnă că ți-a plăcut, nu? În cazul ăsta, dă și tu, te rog, un like și mai arată-le prietenilor tăi sau familiei sau cunoscuților clipurile noastre. În cazul în care vrei să te abonezi, vezi că e o bolină aici și un playlist super aici cu tot felul de clipuri frumoase, iar aici un clip recomandat. Mersi!